19:1. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul, zicând: Vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, și care să nu fi fost pusă la jug. S-o dați preotului lui Eleazar, el s-o scoată din tabără și să fie junghiat înaintea lui. Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii. Vaca să fie arsă sub ochii lui, să-i ardă pielea, carnea și sângele împreună cu babega. Preotul să ia lemn de cedru, isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. Preotul să-și pele hainele și să-și scalde trupul în apă. Apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. Cel ce va arde vaca să-și spele hainele în apă și să-și scalde trupul în apă și să fie necurat până seara. Un om curat să strângă cenușa vacii și să o pună într-un loc curat afară din tabără. Să o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel ca să facă apa de curățire. Aceasta este o apă de ispășire. Cel ce va strânge cenușa vacii să-și spele hainele și să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veșnică atât pentru copiii lui Israel cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor. Cine se va atinge de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de 6 zile. Să se curețe cu apa aceasta a 3-a zi și a 7-a zi și va fi curat. Dar dacă nu se curățește a 3-a zi și a 7-a zi, nu va fi curat. Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, și nu se va curăți, pungărește cortul Domnului. Acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curățire, este necurat și curăția lui este încă peste el. Acum aș vrea să deschidem cu toții în Noul Testament, în Evanghelia lui Marcu, la capitolul 14. Versetul 12. Marcu 14, 12. În ziua din tâi a praznicului azimilor, când jertfeau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis: Unde voie să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: Duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spune stăpânului casei: Învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate odaie mare de sus, așternută gata. Acolo se pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis: Adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul: Nu cumva sunt eu? Este unul din cei 12, le-a răspuns Iisus, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blind. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine. Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat și a băut toți din el. Și le-a zis: Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cântările de laudă,
au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți aveți un prilej de potignire, pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine tot, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețiman. Și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a venit puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. Iisus zicea, Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiază ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Destul. A venit ceasul. Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă. Haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvintele tale sunt atât de adânci. Cuvântul tău este atât de uimitor. Cuvântul tău este șocant, este revoltător, dar Doamne, mulțumim că ni l-ai dat. Și noi primim cuvântul tău exact așa cum ni l-ai dat. Te rugăm în următoarele minute, în această seară, vorbește-ne. Doamne, știu că doar Tu hrănești. Oamenii nu hrănesc, dar Tu hrănești. De aceea, Duhul Sfânt, te rog, hrănește-ne, dă-ne cuvântul lui Iisus Hristos, dă-ne cuvântul lui Dumnezeu Tatăl. Și te rugăm, Doamne, hrănește Duhul nostru, sufletul nostru, hrănește și trupul nostru cu cuvântul Tău. Și fiecare atom, fiecare țesut, fiecare celulă să fie îmbibate de cuvântul Tău, să fie îmbibate de jertfa Ta, de sângele Tău, de puterea Ta, de harul Tău, de dragostea Ta. În numele Domnului Iisus te rugăm, Tată, vorbește-ne, schimbă-ne, vindecă-ne spre slava numelui Tău. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Este o seară specială, tocmai pentru că stăm la masa Domnului și este o seară specială într-o săptămână specială. De asemenea, vreau să vă spun că unul dintre lucrurile care mi-au atras atenția atunci când a apărut faimosul film regizat de Mel Gibson în urmă cu câțiva ani, The Passions of the Christ, se numește în limba engleză, mi-a atras atenția numele filmului. The Passions of the Christ. Vedeți, noi într-o săptămână ca asta, suntem obișnuiți să spunem, suntem în săptămâna patimilor. Și așa este, patimilor lui Iisus Hristos. Dar vreau să vă aduc aminte, frașiților și doamnelor și domnilor, că săptămâna aceasta, deși noi tradițional o numim săptămâna patimilor lui Hristos, vreau să vă spun că săptămâna aceasta, de fapt, este săptămâna pasiunilor lui Iisus Hristos. Filmul acela a avut o conotație, cel puțin titlul filmului a avut o conotație extraordinară și o încărcătură spirituală extraordinară și este numit Pasiunile lui Iisus Hristos. Și, de fapt, în limba engleză, aceasta este traducerea Săptămâna Pasiunilor lui Iisus Hristos. Cred
că mai repede săptămâna aceasta este numită săptămâna, și e, trebuie să fie numită, săptămâna pasiunilor lui Iisus Hristos. Pentru că, de fapt, pentru această săptămână s-a născut Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, frați și surori, a avut o singură pasiune. Să împlinească voia Tatălui. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Este săptămâna în care pasiunea Domnului Iisus Hristos s-a exprimat, s-a manifestat, s-a materializat, începând cu o seară ca aceasta, când a instituit pentru prima dată cina, cea de taină, formă într-o noapte ca aceasta a fost arestat, într-o zi ca mâine, el a fost pus pe cruce, totul s-a petrecut într-o viteză foarte mare, iar într-o zi ca duminică. Într-o zi ca duminică. Într-o zi ca duminică. S-a petrecut cea mai mare minune. Amin. A înviat Iisus Hristos. Amin. Pentru că locul lui Iisus Hristos nu este pe o cruce, locul lui Iisus Hristos nu este într-un mormânt, ci locul lui Iisus Hristos este în glorie. Amin. Și acestui mare Iisus Hristos ne închinăm noi. Glorie Domnului Iisus. Amin. E joi, dar vine duminica. Mâine e vineri, dar vine duminica. Poimâine este sâmbătă, dar vine duminica. Duminică, Iisus Hristos își arată din nou slava, slava, și noi îl glorificăm și celebrăm în viața Domnului Iisus. Însă aș vrea să ne întoarcem cu respect la textul pe care l-am citit în Vechiul Testament. Atunci când l-am descoperit, am înțeles încă o dată cât de important este Vechiul Testament pentru noi. Noi suntem creștinii întregii Biblii. Noi suntem creștinii și ai Noului Testament, mai ales ai Noului Testament. Dar noi suntem creștinii și ai Vechiului Testament. Când Pavel spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, să știți că pe vremea aceea se referea doar la Vechiul Testament. Bineînțeles că și scrierile lui au devenit Scriptură, însă când Pavel spune toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, se referea și la Noul Testament, dar se referea mai ales la Vechiul Testament. De aceea vreau să vă motivez, să vă spun, să vă rog pe toți, să nu disprețuim Vechiul Testament. Am auzit și pe cineva spunând, eu sunt creștin doar al Noului Testament. Greșit. Asta este un dezinformat. Habar nu are ce este și care este Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem creștini ai întregii Scripturi. Noi credem toată Scriptura și nu uitați că bazele Noului Testament și temelia pe care a fost construit Noul Testament este Vechiul Testament. În Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare. Vechiul Testament este umbra, Noul Testament este materializarea și este realitatea în Iisus Hristos. Vechiul Testament vorbește despre Iisus care va veni. Iar Noul Testament, Evangheliile, îl prezintă pe Iisus Hristos care deja a venit, iar Apocalipsa și Evanghelia și Epistolele îl prezintă pe Iisus Hristos care va veni. Vechiul Testament îl prezintă pe Iisus care va veni, Evanghelia îl prezintă pe Iisus care deja a venit și, pe urmă, începând cu Faptele Apostolilor, Scriptura îl prezintă pe Iisus Hristos care va veni și ceea ce mă surprinde este că Biblia spune că orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns, slavă lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce șoc pentru cei ce l-au răstignit pe Iisus. Curând, nu știm exact peste cât timp, peste un an, peste 5, peste 100, îl vor vedea pe cel ce l-au străpuns. Însă îl vor vedea nu pe cruce, ci îl vor vedea pe norii cerului, în splendoare, în glorie, în putere, în uimire, venind cu toată puterea lui Dumnezeu și cu toată puterea cerului. Slavă Dumnezeului nostru! Însă în textul acesta din Numeri, capitolul 19, Biblia ne vorbește despre o judecată
În traducerea originală, nu este, traducerea nu este vaca roșie, ci este vorba de juncana roșie. Când am ajuns la textul acesta în Vechiul Testament, m-am oprit. Și am început să îl coroborez cu Noul Testament, cu Domnul Iisus Hristos. În Numeri, la capitolul 19, este descris un ritual foarte straniu. O viția roșie, și acestea erau foarte rare în Israel, o viția sau o vacă de culoare roșie, care n-a purtat jug niciodată, n-a fost folosită niciodată, trebuie și este arsă în întregime, în afara taberii, iar cenușa ei este pusă într-un loc special, în afara taberii, folosită pentru apă de curățire. Ritualul ăsta conține foarte multe paradoxuri. Ei, în această seară, frați și surori, înainte de a sta la masa Domnului, aș vrea să învățăm câteva lucruri despre misterul juncanei roșii. Misterul juncanei roșii. Am spus adineauri că Vechiul Testament îl preînchipuie toate ritualele, toate jertfele din Vechiul Testament, a vacilor, a oilor, a tuturor mieilor, a animalelor care au fost jertfite, îl simbolizează și îl preînchipuie pe Domnul nostru Iisus Hristos jertfit pe lemnul Golgotei. Ceea ce am citit în această seară din Numeri, capitolul 19, ne vorbește această juncană roșie, această vacă roșie, ne vorbește despre jertfa uimitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, misterul juncanei roșii. Primul adevăr pe care aș vrea să-l înțelegem în această seară, din Vechiul Testament, din textul acesta care îl descrie pe Domnul Iisus Hristos în prototip, este acesta. Iisus Hristos, vă rog să rețineți adevărul acesta și dacă doar cu ăsta rămânem, este suficient. Iisus Hristos, frați și surori și stimați ascultători, Iisus Hristos a fost jertfit. Iisus Hristos n-a fost executat. Amin. Iisus Hristos, juncana asta roșie, toți miei și toți țapii și toate animalele din Vechiul Testament au fost jertfite. Și ele erau prototipul jertfei finale și unice, jertfei vitale a Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. Auziți însă, alegerea junicii respective presupunea o chestiune foarte interesantă, presupunea o grijă foarte deosebită și Biblia spune că juncana asta trebuia să fie roșie. Animalul acesta, juncana aceasta, trebuia să fie fără meteacnă, să n-aibă niciun cusur, să fie fără pată și să nu fi purtat niciodată jug. Unul dintre lucrurile care m-au frapat în Scripturi, în Vechiul și Noul Testament, este următorul. Și mai ales în Noul Testament, de data aceasta. De câteva ori, în cele patru Evanghelii, evreii au încercat să-L ucidă pe Domnul Iisus Hristos. Și ca un făcut, atunci când ăștia au conspirat și vreau să-L asasineze pe Domnul Iisus Hristos în secret, ca să execute ordinele unor preoți, a unor farisei și a unor cărturari, de câte ori au vrut să-L asasineze pe Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a ieșit dintre ei. A dispărut. De câte ori au vrut și l-au urmărit și au vrut să-L asasineze pe Domnul Iisus Hristos, n-au reușit. Pentru că dacă l-ar fi asasinat, dacă l-ar fi omorât înainte de vreme pe Domnul nostru Iisus Hristos, și dacă l-ar fi executat și l-ar fi asasinat, Iisus Hristos n-ar mai fi fost jertfă de ispășire. Una este asasinatul și cu totul altceva este jertfa. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem din Vechiul Testament, din textul pe care l-am citit. Ori de câte ori încercau să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, Iisus Hristos ieșea dintre ei ca un spirit. Și nu aveau ce să-i facă. Pentru că încă n-a venit vremea
Dumnezeu n-a vrut, Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie numele. Dumnezeu Tatăl n-a vrut ca Dumnezeu Fiul să fie ucis sau asasinat, pentru că atunci n-ar mai fi putut ca Iisus Hristos să fie răscumpărătorul lumii. Dacă Iisus Hristos ar fi fost asasinat, nu mai putea să răscumpere lumea. Dumnezeu l-a ferit pe Iisus Hristos de crimă. Dumnezeu l-a ferit pe Iisus Hristos de asasinat, pentru că n-ar mai fi fost jertfă pentru păcatele noastre. Textul acesta care ne vorbește despre misterul acestei juncane roșii, ne vorbește despre faptul că trebuia luată o vacă tânără roșie și jertfită, însă vaca aceea tânără roșie, juncana aceea, trebuia foarte scrupulos analizată, trebuia foarte bine verificată, pentru că nu orice juncană putea să fie adusă ca jertfă. Să știți că în vremea aceea juncanele astea roșii, vacile roșii, erau foarte rare. Am citit o statistică care m-a impresionat și în toată istoria poporului evreu, au apărut și au fost jertfite doar 9 juncane roșii. Atât de rare. Atât de rare erau. Pentru că ele erau mult mai multe, aceste juncane roșii, dar nu toate erau, majoritatea erau pătate, majoritatea aveau o meteacnă, majoritatea aveau un cusur, aveau o slăbiciune, aveau o neputință. Doar 9 juncane roșii au fost jertfite, pentru că doar ele au fost găsite fără pată, fără meteacnă, fără niciun cusur. Dumnezeu dorea ca Iisus Hristos să fie jertfit. Însă vă rog să rețineți acum un amănunt foarte teologic și foarte biblic și foarte vechi și nou testamental. Dumnezeu dorea ca Iisus Hristos să fie jertfit. Însă vă rog să rețineți amănuntul acesta, așa cum urmează să spun. Însă Iisus Hristos trebuia să fie jertfit într-un anume fel ca să împlinească legea Vechiului Testament. Pentru că nu uitați, Domnul Iisus Hristos, când a venit în lume, El a împlinit toată legea. Amin. Amin. Să nu uităm adevărul acesta. Într-o săptămână ca aceasta, Domnul Iisus Hristos nu putea să fie, sau în anii dinainte de cruce, Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi fost ucis, dacă ar fi fost asasinat, sau dacă ar fi fost executat, așa, de nebunia vreunui fariseu și cărturar, aia ar fi fost doar un asasinat sau o execuție. Însă Iisus Hristos n-ar mai fi împlinit legea lui Dumnezeu și n-ar mai fi fost jertfă. Mi s-a descoperit și am descoperit o chestiune fabuloasă care m-a convins că Biblia este adevărată. Încă o dată m-a liniștit Duhul lui Dumnezeu că noi care credem în Iisus Hristos, credem bine. Amin. Și în ciuda tuturor documentarelor pe care le auzim pe Discovery sau pe nu știu ce alte canale, sau în ciuda tuturor documentelor pe care vreodată le vom citi sau le vom privi, să știți că noi care am trecut de partea lui Hristos, noi care credem în jertfa lui Iisus Hristos, credem adevărul. Credem corect. Să nu vă lăsați înșelați, furați de filozofie, de vreo spiritualitate necreștină, de vreo religie, de vreo un spirit ateu. Ceea ce am trecut de partea lui Hristos, credem bine, pentru că Iisus Hristos a împlinit toată legea șefelor din Vechiul Testament, pentru că Iisus Hristos în Noul Testament se declară și spune: Fiul omului a venit să împlinească legea, nu să strice legea, ci într-o zi ca astăzi și mâine și sâmbătă și duminică, Iisus Hristos încă o dată împlinește toată legea. Glorie Domnului! Amin. Țineți minte o chestiune în săptămâna patimilor. Pilat l-a examinat pe Domnul Iisus Hristos riguros. În detaliu. Și să știți că Pilat era un tip abil. Pilat era un tip inteligent. Pilat era un tip care își dorea puterea.
Pilat era un tip care avea nevoie de susținerea politică a cloatelor din Israel și a Romei. Pilat, după ce Domnul Iisus Hristos a fost arestat și l-au trimis înaintea lui Pilat, Pilat l-a examinat riguros. Și după ce l-a examinat și interogat pe Domnul Iisus Hristos, a ieșit înaintea evreilor și și-a spus: eu l-am găsit nevinovat. Amin. Amin. Juncana roșie trebuia să fie fără pată. După ce o studiau cu o foarte mare rigurozitate, jertfa aceea, juncana roșie, trebuia să fie fără pată, trebuia să fie desăvârșită, pentru că să știți că Dumnezeu acceptă numai jertfe desăvârșite. Noi nu putem să-i aducem lui Dumnezeu orice jertfă. Amin. Și știți de unde trebuie să începem cu realitatea aceasta? De la modul în care ne îmbrăcăm de dragul lui Dumnezeu. Amin. Eu trebuie să mă îmbrac și cu eleganță și cu decență. Amin. Eu, îmbrăcămintea mea trebuie să fie curată înaintea lui Dumnezeu. Când stau înaintea lui Dumnezeu, eu trebuie să aduc înaintea lui Dumnezeu o jertfă fără pată, fără cusur. Amin. Vă mai spun încă o chestiune. Atunci când îi dăm lui Dumnezeu din banii noștri, fraților, am cunoscut un bătrân în biserica lui Dumnezeu. Nu aici, în Banat, în Ambea. Când îi venea colecta în dreptul lui și scotea aia 10 lei și îi dădea, din banii care el îi avea în toată casa, lua banota cea mai bună, cea mai curată, cea mai fără zvârcituri și fără, eu știu, rupturi pe ea și fără pete. Și spunea: asta o dau Domnului. Nu vă exagerez ce îmi spun. Era atent. Era riguros. El știa că lui Dumnezeu trebuie să-i dăm ce avem mai bun. Eu în seara asta m-am îmbrăcat cum am știut eu mai bine. Și Liviu la fel și cred că fiecare. Nu numai el. Că nu sunt eu marele marilor. Deloc. Însă cred că atunci când venim să ne închinăm lui Dumnezeu, noi ne îmbrăcăm cu tot ceea ce avem mai bun, mai frumos, mai elegant. Și de ce? Pentru că noi îi aducem lui Dumnezeu și dăm lui Dumnezeu o jertfă perfectă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Este atât de important să înțelegem adevărul acesta fiecare dintre noi. Și rugăciunea mea în această seară este să înțelegem misterul juncanei roșii. Trebuia să-i aducă lui Dumnezeu o vacă roșie, fără cusur, fără pată, fără meteahnă, pentru că lui Dumnezeu îi dăm jertfe desăvârșite. Doamne, ajută-ne la aceasta! De aceea, eu când predic, vreau să predic cu toată puterea ființei mele. Cum știu mai bine? Când mă rog, vreau să mă rog, cum știu mai bine? Când vreau să mă rog, vreau să cânt, cum știu mai bine? Și tot ceea ce fac, vreau să fie cât mai frumos spre slava lui Dumnezeu. Deodată îi prind pe aici familia Borza, făcând curățenie. Și văd pe Mircea, merge Titin, Angela și ea. Deci vrem jertfa asta care noi o facem să fie cât mai plăcută înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și domnilor, așa trebuie să facem toți. Amin. Când mă rog în casa lui Dumnezeu, când vin în casa lui Dumnezeu, când mă așez în casa lui Dumnezeu, când stau, când privesc, eu trebuie să-i aduc lui Dumnezeu o jertfă fără cusur. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți că Iisus Hristos este mielul fără cusur și fără pată. Și misterul juncanei roșii, exact asta este. Ea, jertfa aceasta îl simbolizează pe Iisus Hristos, mielul fără pată și fără cusura lui Dumnezeu, glorie lui Iisus Hristos. Pilat l-a examinat riguros și l-a declarat nevinovat. Și a spus: eu nu găsesc nici o vină în el. Jertfa care Dumnezeu o primește este jertfa întotdeauna desăvârșită și fără pată. Pilat l-a declarat curat și fără pată, fără însă să-și dea seama că ceea ce el face făcea, de fapt, parte din planul lui Dumnezeu. Și acum încă un lucru care mi se pare iarăși uimitor. Însă,
Deși Pilat l-a putut declara pe Domnul Iisus Hristos fără pată, adică nevinovat, Pilat nu-l putea aduce pe Iisus Hristos ca jertfă. Ceea ce Pilat putea să facă era doar să-l execute pe Iisus, pentru că în spatele lui era legea și puterea romană. Dar nu era puterea preoțească și puterea ecleziastică. Juncana aceasta roșie trebuia să aibă și acceptul mare de preot. Ca să fie declarată fără cusur și perfectă ca jertfă de ispășire pentru păcatele evreilor. Pilat l-a declarat pe Iisus Hristos nevinovat. Însă vă rog să rețineți ce urmează să se întâmple. Pilat era roman. Și dacă el l-ar fi omorât pe Iisus, anula jertfa de ispășire. Pentru că aia era execuție. Pilat însă știe ce face? Se spală pe mâini, după ce îl declară pe Iisus Hristos nevinovat, se spală pe mâini în marele proces în care el a pierdut de 100%, se spală pe mâini, ia ligheanul același în mod simbolic, spune, eu sunt nevinovat de sângele acestui om, pentru că omul acesta este nevinovat, eu sunt nevinovat, zice, îl dau în mâinile voastre, faceți ce vreți cu el. Și ce fac? Îl iau evrei și îl duc la marele preot. Și ce face marele preot? Îl vede pe Iisus, îl chestionează pe Iisus, era jertfa, Iisus era jertfa. Și spune, la moarte cu el. Și și-a spus marele preot, Ana, a prorocit și a spus, la moarte, e mai bine să moară un singur om pentru tot norodul decât să moară tot norodul. Și spune acolo, evanghelistul Ioan zice, era mare preot și prorocea. Doar în momentul când marele preot și-a dat acceptul pentru moartea lui Iisus. În momentul acela s-a întâmplat un miracol extraordinar. Numai după ce marele preot a dat afirmativ din cap. După ce marele preot l-a interogat cu rigurozitate și el la rândul lui pe Domnul Iisus. După ce marele preot a zis, îl dau la moarte, să moară. Abia în momentul acela, frați și surori, Iisus Hristos a trecut de la fi executat la fi jefuit. Glorie Domnului! Amin. Și în felul acesta se împlinea misterul juncanei roșii din Vechiul Testament, pentru că juncana aceea trebuia să fie examinată de marele preot și marele preot trebuia să o declare și să spună este bună de jertfă. Când marele preot Ana s-a uitat la Iisus, a spus să fie omorât, în momentul acela Iisus Hristos a trecut de la a fi executat la a fi jertfit. Romanii au mai executat mulți alți oameni. Romanii au omorât mulți alți oameni, printre care și pe Domnul Iisus Hristos. Însă la Domnul Iisus Hristos era o excepție extraordinară. Iisus Hristos nu era executat de data aceea. Ci Iisus Hristos era jertfit. Pentru păcatele noastre, glorie lui Dumnezeu. Amin. Mare este Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să împlinească legea și a împlinit-o. Pentru că marele preot a decis în final ca Iisus Hristos să fie dat la moarte. De fapt, Iisus a devenit în momentul acela jertfa de ispășire. El a devenit în momentul acela apa de curățire. El a devenit în momentul acela singura răscumpărare pe care Dumnezeu o are pentru mântuirea și pentru iertarea oamenilor, slăvit să fie Dumnezeu. Misterul Juncanei Roșii este extraordinar atunci când l-am descoperit. Însă vă rog să rețineți încă un lucru foarte important. Tot în Misterul Juncanei Roșii, că este atât de are o încărcătură atât de mare textul acesta din Numeri, capitolul 19. Mai zice cuvântul lui Dumnezeu încă ceva în Numeri 19 și pe urmă în Evrei 13 că jucana asta roșie trebuia omorâtă și arsă în afara taberei. În afara taberei. Nu în tabără. Și dacă veți duce cu atenție în Noul Testament, în Evrei, cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, la capitolul 13, versetele 11 până la 13, cuvântul lui Dumnezeu face o afirmație extraordinară și zice așa, în adevăr,
trupurile animalelor al căror sânge este adus de marele preot în locul prea sfânt, pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Ce paralele între juncana roșie și Iisus Hristos și jertfa Domnului Iisus. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui, slavă Lui Iisus Hristos. Amin. Dar cum vă mai rețin atenția înainte de a ne apropia de masa Domnului cu încă o chestiune fenomenală pe care am găsit-o tot în Cuvântul Lui Dumnezeu. Juncana roșie și Domnul Iisus Hristos au fost jertfiți în afara taberei. Și așa și m-am gândit oare de ce. Și am consultat dicționare, am consultat alte predici, am consultat alte teologi să văd cum explică ei ieșirea din tabără, jertfirea în afara taberei a Domnului Iisus. Și iată la ce concluzie uimitoare am ajuns. Dacă Iisus Hristos ar fi fost jertfit în tabără, nu în afară. Dacă Iisus Hristos ar fi murit în tabără, doar Israel ar fi avut acces la jertfă. Noi n-am fi avut acces la jertfă niciodată. Însă pentru că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, după planul lui Dumnezeu, ca și juncana roșie, a fost jertfit în afara taberei, toți avem acces la jertfa lui Iisus Hristos. Asta este încărcătura, conotația spirituală din Evrei, capitolul 13 și din numeri 19. Juncana trebuia să fie arsă și jertfită în afara taberii, ca oricine să poată avea acces la jertfă, dacă vrea să aibă acces la jertfă. Și lucrul acesta este nemaipomenit dacă Iisus ar fi murit în interiorul taberei evreilor, neamurilor nu le-ar mai fi ajuns niciodată locul în prezența șefei lui Iisus Hristos. Neamurile n-ar fi ajuns să avem parte de jertfirea sa, pentru că, știți ce? Ne-ar fi costat enorm. Doar câțiva dintre neamuri ar fi avut ocazia să intre în tabără și să aibă acces la jertfă. Știți de ce? Evreii întotdeauna au știut să vândă lucrurile foarte mult și foarte bine. Și dacă Iisus ar fi murit în tabără, însemna că ei sunt proprietatea jertfei. Și nu puteai să ajungi la jertfă decât prin ei, cu accesul lor. Și ne-ar fi costat enorm de mult. Însă, Iisus Hristos, juncana roșie și Iisus Hristos a murit în afara taberei, ca oricine vrea să se pocăiască. Ca oricine vrea să fie stropit în sânge, să aibă acces la jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De dragul, fiți atenți și acum vreau să fac o aplicație practică, nu pentru că sunt mai grozav ca vreunul dintre dumneavoastră, însă de dragul lui Daniel Pocar, Iisus Hristos a murit în afara taberei. Amin. De dragul lui Nelu Câmpianu, Iisus Hristos a murit în afara taberei, ca să aibă acces și el și eu. De dragul lui Cristi Mihalache, Iisus Hristos a murit în afara taberii, ca toți să avem acces, dacă vrem să ne pocăim și dacă vrem să fim curățiți cu apa de curățire, apa de ispășire, în sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Și și-a zis Domnul Iisus când a murit în afara taberii, împlinind legea Vechiului Testament, identificându-se cu juncana roșie, și și-a spus Domnul Iisus, Iisus Hristos a zis așa, nu pot muri înăuntru taberii, că dacă mor înăuntru taberii, las afară pe Daniel Pocar și eu vreau să mor și pentru el și eu sunt jertfă pentru întreaga lume glorie lui Iisus Hristos. Nimeni, pentru că Iisus Hristos a murit în afara taberei. Niciun comitet, niciun consiliu de uniune, niciun parlament nu te poate opri să ajungi la Iisus Hristos dacă vrei iertare. Nimeni, niciun președinte, niciun rege, niciun titan, niciun tiran nu te poate opri dacă vrei să ajungi la Iisus Hristos, pentru că El a murit în afara sistemului. Amin. Dacă Iisus Hristos ar fi murit în tabără, ar fi murit într-un sistem, însă Iisus Hristos, slăvit să fie numele, a murit în afara sistemului, a murit în afara oricărei religii, El a murit în afara graniților, în afara structurilor și în afara confesiunilor, jertfa de ispășire. La jertfa de ispășire, orice om care se pocăiește are acces
Slăviți să fie Domnul. Amin. Eu nu știu cui vorbește exact Duhul lui Dumnezeu, dar mie îmi vorbește. Amin. Și spune că jertfa de pe Golgota a fost făcută în afara taberei. Ca tu și eu, noi și voi, să avem acces la sângele lui Iisus Hristos, glorie Domnului. Însă miracolul, să știți că nu-i doar în vițeaua fără pată, ci și în cenușă. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că vițeaua aceea, juncana aceea, trebuia să fie arsă. Toată. Toată. Și să devină scrum. Să devină cenușă. Și să rămâne acolo o grămadă de cenușă. Și aia trebuia amestecată cu apă și devenea o apă de ispășire. O apă de curățire. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru mine, lucrul acesta este extraordinar din nou, pentru că am început să înțeleg profunzimea jertfei lui Iisus Hristos. Miracolul este acesta, că juncana aceea a trecut prin foc și în final a devenit cenușă. Ceea ce focul ars, ceea ce focul arde, nu mai ai nevoie. În momentul când ceva a devenit scrum, nu mai ai nevoie de scrumul acela. Decât doar dacă ești Dumnezeu. Și dacă ești Dumnezeu, și Dumnezeu este Dumnezeu, să vii să fie în numele. Și ce a făcut? A luat cenușa aceea. Un lucru de care nimeni nu mai avea nevoie. Și din cenușa aceea, Dumnezeu a făcut apă de ispășire. A făcut apă de curățire. Pentru că Dumnezeu, din cenușă, din nimic, face cele mai mari lucrări atunci când omul se lasă la dispoziția lui Dumnezeu. Și există un verset fenomenal pe care l-am găsit în urmă câțiva ani în cartea lui Isaia, la capitolul 61, versetul 3, și vă rog să vi-l subliniați, 61, versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și să dau vestirea mântuirii, este vorba aici, Domnul Iisus o face, zice Domnul Iisus, și să vestesc un an de întristare al Domnului, de îndurare al Domnului, și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați acum. Și să dau celor întristați din Sion și de la stânca, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă. Un îndelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, soldați ai neprihănirii, un sat al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Aleluia! Amin! Amin. Și ce face Dumnezeu? Face un miracol extraordinar prin juncana roșie și, pe urmă, prin jertfirea lui Iisus în afara taberei, pentru că din cenușe, din ceea ce este nimic, Dumnezeu face cele mai mari minuni. Din cauza aceasta, Dumnezeu vrea să devenim nimic înaintea Lui. Dumnezeu vrea să devenim cenușă înaintea Lui. Pentru că Dumnezeu din cenușă face coroane de aur. Slăviți să fie Domnul. Așa spune Scriptura. Să le dau o cunună împărătească din cenușă și în loc de cenușă. Dar ca să primești cununa împărătească, nu uita că zice, le dau o cunună împărătească în locul cenușii. Eu trebuie să îmi ard eul, a eul meu trebuie să dispară, trebuie să fie răstignit cu oricum ceea ce-i focul arde, tu nu mai ai nevoie. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun este următorul. Și este final și este extraordinar. Să știți că miracolul nu constă în ceea ce ai pierdut prin ardere. Ci constă în ceea ce a rămas după ardere. Și acum vreau să fac o aplicație practică și foarte importantă. Oamenii care aprecia, și vă rog să nu uitați și urmează să spun, sper că mă înțelegeți. Oamenii care apreciază ce nu a mai rămas, adică cenușa, privesc în viitor. Oamenii care apreciază ce au pierdut, privesc în trecut. Când nu mai am nimic, singurul lucru pe care pot să-l mai fac, este să privesc în viitor. Amin. Amin.
când am hotărât și eu ca Domnul Iisus Hristos să moară împreună cu Iisus Hristos în afara taberei. Adică eul meu să moară împreună cu Iisus Hristos și să devin cenușă ca El să poată să scoată de acolo o cunună de aur și de laudă. Oamenii care apreciază ce a mai rămas din viața, ceea ce nu a mai rămas, oamenii care apreciază ceea ce au pierdut, adică cenușa, privesc în viitor. Iar oamenii care apreciază ceea ce au pierdut, privesc în trecut. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Și încă ceva. Dacă te focalizezi pe ceea ce ai avut. Amen. Dacă te focalizezi pe ceea ce ai avut, adică pe trecut, adică pe istorie, îți distrugi destinul. Dar dacă te focalizezi pe trecut, îți ruinezi viitorul. Noi, frați și surori, ne focalizăm numai pe viitor. Noi ne focalizăm numai pe Iisus Hristos, pe moartea Lui, pe învierea Lui și pe venirea Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. Și totuși trebuie să vă mai spun ceva. Că nu pot încheia fără să vă spun ultimul lucru care mi se pare uimitor, dar și paradoxal. Cel mai mare paradox cu privire la Juncana Roșie, și vă rog să nu uitați asta dacă se poate, cel mai mare paradox apare din faptul că o jertfă sau un sacrificiu care trebuia să aducă curăție, îi face necurați pe cei care participă la pregătirea și la săvârșirea lui. Juncana asta roșie era o jertfă de curăție. Însă știți ce zice Dumnezeu? Toți care se ating de juncana roșie vor fi necurați. Și ce s-a întâmplat? Toți care l-au răstignit pe Iisus Hristos. El este jertfa care aduce curăție. Însă toți care s-au atins și l-au răstignit pe Iisus Hristos au devenit necurați. Chiar dacă Iisus Hristos este jertfa de ispășire, când te atingi de jertfa de ispășire, vei rămâne murdar și vei deveni necurat. Și asta este marele paradox. Prin faptul că un sacrificiu care era destinat să aducă curăție, îi întinează pe oamenii care se ating de el. Exact așa s-a întâmplat cu Iisus. Iisus Hristos este jertfa de curățire. Gloria Lui! El este jertfa de ispășire, dar toți care l-au răstignit, fraierii și bolovani și oameni lipsiți de minte, plini de răutate, fără bun simț, răi de seara până dimineața, de dimineața până noaptea, oamenii aceștia lipsiți de fiorul acela elementar, oameni care spuneau că sunt credincioși, s-au atins de Iisus Hristos de jertfă și l-au răstignit. Toți au devenit întinați. Jertfa care pe noi ne curățește, pe ei i-a întinat. Ce har că trăim în secolul 21. Ce har că noi credem în jertfa de curățire. Ce har că noi nu ne atingem să-i facem rău jertfei de curățire. Ce har că apa aceea de curățire ne sfințește pe fiecare dintre noi. Atunci când o aplicăm sângele lui Iisus la viața noastră, slăvit să fie Domnul. Amin.